acolo, dar acum stați în picioare puțin, că vreau să mai vorbim cu voi ceva. Ia să vedem, adulții sunt aici cu noi? Da. Da? Nu mai ridică mâna, te vedem. Ia să văd acum. Hai copii, mai țineți voi minte cine a construit castelul? Da. Sturza, bravo. Sturza. George. Adică George Sturza, soția lui? Maria Mica, da? Ea este în fotografie, mai e în vârstă, într-adevăr. Să știți că voi faceți matematică la școală? Da! Vă supun la un calcul, cam greu acum. Dar sunteți atenți, da? Da! Bun. Castelul a fost construit, a fost început la 1880 și s-a terminat la 1904. Aveți idee cât a durat? 24 de ani. Bravo! 24 de ani. 24 de ani au lucrat la castel, iar o parte din meșteri erau și austrieci, aduși din Bucovina. Ei realizau sobele, pârpăria și parchetul. Uitați, acolo este o bucățică din vechiul parchet, parchetul original. Dați-vă de parte, copii. Se poate și alburții, parchetul intarsi. Iar unele camere aveau un model de parchet similar cu tavanul. Da. Ia. Copii, dați-vă mai în spate aici, că vreau să vă arăt o piesă interesantă, da? Și doamna acolo. Dați-vă în spate. Raul, dă-te deoparte așa. Asta, dă-te mai în spate. Asta este o piesă care a fost lucrată atunci, dar pentru altă familie. Ea se numește lavoar. Voi știți ce e la lavoar? Nu. Ei nu știu, nu e nimic. Dar chiuvetă, știți ce e chiuvetă? Da. Bine, fiți atenți, da? Așa arăta prima chiuvetă de cameră. Avea un vas elegant. Cine a văzut să vină în spate? Dați-vă deoparte. Dați-vă mai încolo acum, da? Dați-vă mai încolo, da? Haideți să facem ce mai mult. Opriți-vă, nu pe gază, da? Așa. Dați-vă mai încolo, da? Așa, rogeți-vă așa. Liniște! Vedeți? Așa tu mai a făcut cara asta mare. Și mai are partea a doua, care o să spuneți voi ce este, da? Ce este asta? Nu mai spune multe? O lista de noapte. Ați auzit de o lista de noapte? Voi n-ați folosit la viața voastră? Voi n-ați folosit la viața voastră? Vă ascultăm pe mână. Așa, liniște. Vreau să mai spun ceva și pentru adulți. De la 1904 până la 1944 a fost perioada liniștită și frumoasă a castelului, perioada care include primul război mondial, dar atunci familia Sturza l-a folosit în scop umanitar, chiar și unde stăm noi erau tratați răniți de război. Și atunci a fost invitat special George Enescu. Enescu era un prieten al familiei, venea des la castel. Din păcate, în al doilea război mondial, tot castelul a fost ocupat de armata sovietică. Rușii n-au distrus zidurile sau tâmpăria, numai că la plecare au luat tot ce era mai valoros. Și atunci dispar principalele colecții. Colecția de tablouri, colecția de armuri medievale, candelabre, piese de mobilier, mii de cărți. S-au și ars multe. O să învățați voi la istorie că rușii vineau să ne elibereze din nemți. Și la un moment dat ne-au eliberat. Da. Ei, acum o să mergem cu toți în camera copilului. O să vedeți că avem și televizor în camera copilului. Aici au un doamnă și aici au ei. Avem un televizor. Și copicii, unde sunt copicii? Haideți și lasă. Lăsați-mi telefoanele la companiei mei și hai să spuneți spre domnul. Nu mai apuzați. Așa. Puțin mai în spate aici, da? Puțin mai în spate. Liniște! Trebuie să văd și adulți televizorul, da?
Așa. Ce să ne lămurim? Televizorul n-are nicio legătură cu familia ascultă. Este un lucesc. Este un rubin. Pentru cine am auzit din marca asta, rubin. Da, da, din anii 60, primele televizor au fost în America, dar rușii erau în competiție, duceau imediat. Ăsta e, în termenii noștri acum, modern, ăsta e un fel de gadget. Are televizor, radio și subwoofer jos. Adică la vremea aceea era ceva mai rar. Și m-a întrebat și copiii, măi, nu merge acum pentru că am pierdut telecomanda. Așa, liniște. Deci, revenim la familia Sturza. Deschideți acum, bate ori. George și Maria, faceți liniște că vă întreb mai atunci, da? Așa, George și Maria au avut un singur copil, o fată, pe nume Ecaterina. Aveți Ecaterina în grup? Nu. Da. Aceasta e Ecaterina acoperit aici. Atunci când au venit rușii, ea era singura stăpână a domeniului, părinții muriseră. Ea știa că se apropie armata, s-a retras cu ce a putut, dar nu a reușit să salveze mare lucru din castel. A salvat totuși odoarele bisericii. Știți voi ce sunt odoarele bisericii? Adică Evanghelia, crucile alea, cărțioase, cotirul, da. Și deși a fost înștiințată imediat după ce au plecat rușii, Ecaterina nu se întoarce așa repede și o scurtă perioadă ca s-a rămas nepăzit și atunci foarte mulți localnici au devastat și ei. Ce mai rămăsese după rușii? Exact, și au luat mii de cărți și multe obiecte. Unii obiecte mai sunt și acum în sat la oameni. Acum au început să mai aducă înapoi. Da. Ecaterina a fost și ea căsătorită conform obiceiului. Fiecare prințesă era căsătorită tot cu un nobil bogat. S-a ales din familia Cantacuzino. Soțul ei se numea Șerban Cantacuzino, foarte bogat, dar foarte bolnav. El a avut o boală de piele, ceva similar cu lepra. El a murit de timpuriu, iar cei doi nici n-au avut copii împreună. Ați înțeles ce înseamnă asta, da? Da. Adică Ecaterina nu avea moștenitori, când a ajuns în vârstă, nu avea moștenitori cui se lase castelul. Așa că ea după război, în 47, știm că România prinde rădăcini comuniștii, ne-a venit nici moștenitori, a luat hotărârea să facă o donație. Știți ce era donație? 47. Adică a făcut un dar către biserică, către episcopia Romanului. Și în donația respectivă a scris că dorește înființarea mănăstirii pentru măicuțe. Atunci, în 47, s-au făcut bazele mănăstirii, totul a mers bine până în anii 50, când apar comuniști. Știți, dumneavoastră, comuniștii aveau o ură cu fiul boierilor și a bisericii, ei nu se conserve castelul, căutau să-l distrugă. Gândiți-vă că în anii 50, castelul ăsta încă arăta superb și imediat a fost transformat în depozit. Da? Vă mai spun ce s-a întâmplat? Haideți să-mi pun copii. Așa, dați-mi voie aici mie. Ca să pot să vă povestesc. Așa. Doamna profesoară, ați rămas în urmă. Haideți, doamna, aici lângă mine. Da. Mă scuzați, copii, au zis domnul să stau. Și mărmicile aici mai în față. Nu mai știu care sunt mărmici, dar sunt profesoare. Eu spun așa. Dar nu contează. Toți avem grijă de copii, suntem o echipă. Da, corect, aveți dreptate. Nu e bine? Da. Toate profesoare sunt mărmici, de nou. Ce scrie acolo? Hai că spun mai târziu, da? În cămăruța asta de aici, a stat Ecaterina în perioada donației. Este o cameră modestă, o cameră care seamănă cu o chilie. Ecaterina, după ce a făcut donația, deja se pregătea pentru viața monahală și va pleca direct la mănăstire. Adică n-au mai apucat comuniști să o alunge, pentru că ea și făcuse planurile. Și la mănăstire a devenit măicuță, adică se-a călugărit. De unde? La ce mănăstire o pune? Undeva în Botoșani, la o mănăstire mică care se numește Cozancea. Copii, în cămăruța asta unde a stat Ecaterina, este un pătruț original de copil. Foarte interesant. Încă de acum 100 de ani îi făceau pătruțuri pentru copii cu extindere. După cât creșteai, vrei să lungești patul. Și te lungești, până când mai creșteai.
Ăsta e genul de pat care îl foloseai viața întreagă. Când la bătrâneții poți să-l dai înapoi. Da, de m-am s-o da. Putuțuri. Acum se găsesc la prima echeie a patului ăsta. Ia uite. Da. A mai existat foarte interesant, a mai existat un tip de pat. S-a făcut în ediție limitată, pentru că era ce să vezi, ascultă. Se găsesc din Italia doar în Japonia. El avea și extindere și avea și capac. Da. Și cel care făcea paturile alea, știa că dacă tot ai dormit în patul acela, să-l iei cu tine. Ha, adică da, da. Nu lași pe nu a prins la oameni, că nu, nu vrea. Păi, sunt de sinistru. Sunt în anumite zone în Japonia, anticutremur. Și în caz de cutremur, da, îți cade capacul. Da. Și mor de spaimă, când ia cu ei. Și că a fost el un cutremur, știați? Vă simțiți? Da! Eu nu simțit pe care. El a obținut scărca seara. Știu, s-a mișcat masa. O să mai intrăm aici pe chestii ca stâng. În schimb, o să vă invit pe toți la baie, da? Ușor. Nu, nu, nu-i de pipi, nu-i de pipi. Aici ne uităm. Nu plecați. Exact. Da, păi haideți, că putem intra, dar și ei puteau dacă eu să tot duc. Ușurel așa, mă trebuie putem cu totul pe așa o da. Da, ce vechi. Dar de ce e așa de vechi? Păi e vechi. Așa. Aici un adult între ei, aici. Acolo un adult. Copii, lăsați-vă deoparte. Lăsați-vă și aici. Aici mai spate. Doamna profesoară, haideți aici, în partea asta. Doamne, Andrei, să nu mă prăbu jos pe sticlă, Andrei. Stați bine, nu se vinici acolo. Haideți, mămica, nu stați în ușă, da? Aici mai spate, v-ați spus, da? Mai spate, da? Lăsați sticla în mine. Imediat, imediat, liniște. Așa, copii, voi ați văzut băie la gața voastră? Da. Uite, sunteți atenți ca să vă zic acum, au greșie și aianche. Asta era o baie luxoasă. În primul rând este o baie pictată integral. Acum nu se mai fac băi pictate, că a costat o grămadă. Plus că toată pictura băiei, ca să reziste, ea era dată după aceea concentrată impermeabilă, un fel de email. Uite, baia aceasta se mai numea Baia Mariei. Baia are influențe orientale, pentru că Maria Ghica s-a născut la Istanbul. Cred că și dumneavoastră în Istanbul, da? Da, în China. Istanbul în China. Pe dedesubt se văd canalele de scurgere. În colțul ăsta aici, în afară, este fosa. În colțul acela era tot un lavoar. Acum știi ce era lavoar, da? Da. Da. Așa, uite. Acolo e ceva. Acolo un colț. Aici e bătăi. Era soba. Soba asta din baie avea înăuntru un cazan cu un fel de boilă. Încălzea încăperea, dar și apa necesară pentru cadă. Aici era cada. Cada era mai înaltă și avea și scări pe lateral. În cadă se trecea într-un jacuzzi. Ați auzit de jacuzzi. Iar tavanul este făcut special așa. Vedeți copii tavanul? Da. Ca să nu rețină apa, să poată picura ușor. Vă spuneam că pictura a fost dată cu un strat impermeabil. Și apa nu pătrunde, dar se prelinge ușor. Voi ați mai dat cu apă pe aici la baie? Da! Iar aici erau două uși frumoase cu vitrale. Și bineînțeles chestii imobiliere și multe accesorii. Copiii nu sunt imagini, n-au rămas imagini pentru că ei nu făceau poze în baie. Acum, un spital pentru copii cu dizabilități, un ospiciu care funcționează din 60 până în 2001, 41 de ani. Și în 41 de ani s-a degradat și castelul și nici copiii nu au primit. Dar de ce până în 2001?
Așa, așa a rămas a statului. Dar zic, mușchile a revendicat biserica? După 2001. Deci eu trebuie timpură cu o convins că trebuie să se întoarcă la lucru. Copii, aici unde m-ați întrebat voi, este camera valetului sau majordomul. Știți ce e majordomul, da? Bona! Așa, dar nu deranjează. Bona, da! Da! Acolo era o sobă. În tot castelul, pentru păzirea lui, erau 21 de sobe. Majoritatea mergeau pe ceași principiu, începând la parter, pe toate altele, fumurile, pe pereți, cazirea este tot din cărămidă, așa se încălzea și se mâncunea cauză. Încălzire pe pereți. Da, dar să știți că se preiau temperatura din un ambient, ei, de exemplu, stăteau iarna în tricou. Era 18 grade. Copiii, noi avem o vorbă. Vinul se bea temperatura camerei. Camera de atunci și mult. Da. Uite, toată pictura castelului face parte dintr-un stil care a apărut în Franța la timp de secol, se numește Art Nouveau, adică Arta Nouă, în care predomină motive vegetale, florale și animaliere. Vedeți, copii? Animale fantastice, peste tot. Dragoni, grifoni. Iar acolo, în partea de jos, acolo jos sunt elemente principale din blazonul familiei. Copii, blazonul familiei. Ce înseamnă blazon? Stema. Stema familiei. Stema. Stema familiei. Da. Ăsta este ceas. Ăsta e ceasul cu cuc. Ceas de căietor. Nu mai merge că e bătrân. O să intrăm în zborul mare. Facem un mic concurs, da? Sunteți atenți? Da. Dacă știți, câștigați ceva, da? Ce? Da, așa. Da, răspund doar copiii, da? Adulții nu participă la concursul nostru, da? Bine, gata. Sunteți atenți, da? Ia spuneți voi, ce credeți că a fost pe vremuri în tot holul acesta? Nu. Cărți. Cărți. Cum te cheamă tine? Mateo. Mateo a câștigat. Ce? Deci, în acest hol a fost una din cele mai mari biblioteci din Moldova, la vremea respectivă. Toți surzeșii care locuiesc aici au fost colecționați de cărți. Ei au adunat de mii de volume. Aici toți pereții aveau tapete de mătase și rafturi. A fost o imensă bibliotecă din care peste 40.000 de exemplare se pierd în anii 44-50. Cât au stat soldații, ei nu mai coborau după lemne, ardeau cărți. Foarte multe cărți erau învelite în piele de vițel și coperțile. Și acele mii de cărți bătite locale, cei din coperți își făceau opinci. Și hârtia o vindeau un roman la comercianți care o cumpărau pentru ambalat. Acum mai sunt câteva exemplare la arhivă la episcopie. Mai avem noi 4 cărți. Și mai sunt la Academia Română la București. Acum o să vă invit în salonul de primire a musafirilor. Camera vizitatorilor. Ștefan, ai ce căuta la geam? Așa, hai să mai facem un mic concurs. Da? Sunteți atenți? Da! Aici este locul unde se organizau evenimentele, numai că familia aceasta de la Micăușeni erau puțin mai sobri. Ei nu organizau nici petreceri foarte mari și nici baluri,
În schimb, organizau un eveniment care se numea Serată Culturală, la care invitau personalități ale evreimi. Și o să vă las pe voi să ghiciți cine credeți că venea cel mai des la casă. Eu cred. Nu. Părinților. Copiii. Copiii, da? Georgenescu. Nu. Vă dau un mic indiciu, da? O personalitate din literatura română. Mihai Eminescu. Nu. Ionuț Creangă. Ștefan cel Mare. Oh, aia. Liniște. Alexandru Ioan. Nu. Nu. Mihai Cos. Mihai Mitras. Nu. Băi, și doar ați învățat poezii. George Topurceanu. Topurceanu. Mihai Eminescu. Da, haideți că oprim concursul, că nu știți. Vă spun eu. Vasile Alexandri. Ați auzit de Vasile Alexandri, nu? Da. El era un prieten al familiei, venea foarte des aici la castel. A și scris poezii pentru familia de aici. Da. De aici, din Salonul Mare, sobele s-au păstrat foarte bine. Vedeți, sunt originale. Seamănă cu piesele de la așa. Vedeți? Caturile. Tura. Așa. Uitați, aici, în Salonul Mare, se uită și cei mari. La tavan s-a folosit o tehnică specială, în franceză, se numește trompe l'oeil, adică se înșeală ochiul. Dacă te uiți mai atent, ai senzația că ar fi în relief pictura. Hai că ne... Cam fel de 3D. Dar oricum n-are semnal, stați liniștit. Măi, da, dar ne ebruiază și dumneavoastră explicați. Măi, nene, scoate și ce vrei, e telefon, că dacă nu jumătate ce asta e băieță. E telefon mai vechi și de asta îl fiu. Bagă-l mâna. Așa. Uite. Doamne, apă și trezește. L-au pus în 7 chestii, da. Spune și spune că nu poți acum. Ei, lasă că îți vorbească. Dar toată felul de mână, poate mă spune, iar mai caut. Dar cum? Uite, o să merg în camera cealaltă și o să aduc o revistă veche. Vreau... Mămicile, veniți aici, lângă masă, da? Dați-vă puțin de partea asta. Lângă masă, da? Aici lăsați ca să intre din eu. Am aici o dată în studiu. Așteaptă că ai să vezi. Ne perintam pe jurul Brașov și vom... Deocamdată vă spun acum, da? Am aici o revistă originală de modă. Are peste 100 de ani. Revista se numește Gentle Woman. Voi face imediat la școală? Da. Uite, avem doamna aici la aici. Doamna de aici. Cum traduceți voi Gentle Woman? Femeia gentilă, ceva de genul. Gentilă. Gentilă. Asta e gentilă. Ați văzut publicația asta până acum? Nu, nu. Cred că e gentilă. Nu e la rubrică. Iar e? Cum era în modă la 1900? Cine a trebuit să doamna. O să vă mai arăt câteva imagini. Vedeți, era o tale bolnăvicioasă atunci. Păi da, lasă-mi un pic mai deoparte. Foarte elegante. Revista are și niște lucruri interesante, de o să vă arăt acum. Păi, voi din Căldurii. Aici trebuie ce s-a căsătorit în fiecare săptămână. Exact, mondene. Apoi, dacă tot vedeai rochii, la un moment dat, vedeai să-i bucură rochii. Și atunci te apucai de shopping. Shopping bar. Ce înseamnă shopping? Shopping înseamnă că cumpăr la Paris. Și n-am dat era, deci a vrut să te dea comandă pe scrisori și venea un curierat, se numea Postalion. Dura de jumătate de an, ne-am mai văzut. Când ajungeam ce mai încătea. Asta e. Așa. Liniște. Acum o să vă povestesc. Și mămicile de aici să fie atente. O să vă povestesc ca o invitație, da? Apropo de stil. Noi fiecare an, la început de septembrie, organizăm un mare eveniment, un festival. Se numește Călătorie la 1900.
Și atunci sute de oameni care vin aici în parc sunt costumați cum este în revistă. Toate mașinile oprim la intrare. Încât aici nu vezi decât răsuri, calești, mașini de epocă, oameni costumați, foarte multe spectacole. Și acolo cam peste 3.000 de oameni. Când? Primul weekend în septembrie. Primul weekend? Wow. Da. Iar primul weekend găsiți la noi. Asta e cea mai bună. Da, eu am colaborator din Iași, în care ne-am, vin alții cu recuzitele și sunt foarte multe manifestări care te întorc în timp. Și gastronomii vorbim și... De obicei, suntem susținuți și casele mari, cu afipele și cu agriculturile, cu noastră, cu toate. Da, uite, copii, copii, ia mânuța de aici. Nu stați cu mâinile pe masă. Uite, am o invitație pentru copii, mai recentă. Chiar dacă sunteți departe, poate veniți cine știe. În fiecare an organizăm Festivalul Copiilor. Anul ăsta o să fie pe 3 iunie, duminică. Anul trecut au fost peste 1000 de copii aici. Vă dați seama ce s-a adunat. Aici, în salonul mare, o să fie atelierul de balet în frechise. Afară sunt tot felul de atelieri, cam 12 atelieri la lume. Las, oasă, la țintă, pictură, colegi, o grămadă de chestii. Da? Dumneavoastră aveți Facebook, nu? Da! Când aveți timp, intrați pe Castelul Mijlocen pe Facebook nostru, că noi postăm acolo evenimente. Noi organizăm foarte des evenimente culturale și creative, dar și mai boierii. Da. Acum vreo două luni am organizat o seară de vals în castel. S-au scris 20 de cupluri, așa de vârsta de noastră. Am chemat un instructor profesionist și am învățat vals jos vreo două ori intensiv. După care s-au dus la cameră, s-au îmbrăcat elegant. Aici a fost o cină romantică, așa cum seara târziu. Și concursul de vals pe hot. Mă faceți cum mă înscriu și eu. Dar doamne, mi-e sucut, mă aduce pe care. Am dat și o costumație de asta. Și vezi să facem și tangou, da. Da, da, copii, mergem în hol acum, da? Bine, pa. Alergați! Atenție! Dar nu puteți să alergăm. Stai jos. S-a ocupat cu... Protestele mâine de la 5 la 2. Hai copii, jos! Mai bine, hai să ai jos! Copii, jos! Titi! Titi! Diana! 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 Mai rândul! Copii, ridicați-vă de pe canapea! Copii de pe canapea se ridică, se așează jos, aici mămicile! Hai! Și asta nu era un aici unde a stat voi jos așa frumos,
este sufrageria, adică locul unde se stătea masa, aici se mânca. Dimineața, la prânz, la cină. Și dacă aici se mânca, înseamnă că dulapurile astea din pereți erau pentru... Veselă. Veselă. Ce înseamnă? Pentru vase. Și când era cald și frumos, se lua masa... Pe terasă. Nu ieși, nu ieși. Nu ieși. Haide, nu știu. Tare. Era o modă la vremea aceea, majoritatea în jurul castelului își amenajau un parc în stil englezesc, un parc dendrologic. Și aduceau diferite specii de arbori care le aclimatizau. Așa au procedat și ei. Exemplul ăsta din fața noastră este un ginkgo biloba. Da, ce... Vedeți ce mai... Familia Tuz avea sub el un foișor. Se spune că dacă stai sub el, îți aduce energii pozitive. Noi toamna, în octombrie, recoltăm frunzele, uscăm la umbră și facem ceai. Eu servesc ceai dintre ăsta, e foarte mult de cicloase și memorie. Dar nu și fructele se utilizează uscate? Pe dreapta era un... Un copac foarte interesant. Un salcâm japonez este ăla. A, nu știam, da. Foarte da. Frumos, să-l vedeți. Acum, și specialiști și britanii spun că el are și un efect afrodisiac, să știți. Ia uite! Efect domnelor! Da. Hai să nu trebuie aștept nici, că vă văd ce e. Dar nu-i pentru domnelor. Nu, dar ne punem... E zis, ai o dată! Ne vadă jos de meri! Am spus anul trecut, vă dați seama, întoamnă și făceau culisul zilei și au cules cu sacoșele de aici. Necesită multă îngrijire, nu? Da, e complicat să ajungă la dimensiune. Au mulți acasă, dar rămâne nimic. Deci e mai pretențios decât mărul. Și eu vreau de... Cu ginkgo biloba, da? Poți aveți-o... Dar sunt acolo un grup. Hai să vă mai fac un grup a treia. E acolo, cred că, un grup. Ce frumos a fost! Hai că s-ar va apropă! Da! Și acum coborăm ușurel, da? Nu știu, 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 nu ști
Copii, puteți fi la liniște, vreau să vă spun. Ia, să facem mai bine. Fiecare familie are un motto de viză, ceva scris deasupra ușii pe exterior, scrie în latină, vă spun și în latină și în română. În latină sună cam așa. Utroque clarescere pulcrum, adică frumusețea se lucește pretutindeni. Frumusețea exterioară, dar și cea interioară. Nu o să mai ieșim pe aici. Vreau să vă arăt ceva interesant pe partea celorlalte. Vă spuneam că ea a plecat la mănăstire, ea și-a schimbat numele în Maica, în Maica Macrina. Macrina, da. Cozancea. Botoșani. O mănăstire foarte mică, dar pe acolo au trecut mari duhovnici ai României. Ilie, Cleopa și alții. Da. Uite, înainte să intrăm în camera asta, unde o să vedeți o sobă originală și câteva costume foarte frumoase, o să vă spun ce scrie aici, că este foarte frumos, foarte interesant. Liniște. Vă spun traducerea ca să fie mai simplu. Acolo unde este liniște și pace, domnește armonia. Haideți pe aici. Ce, Andrei? Are peste 100 de ani. O să vă arăt ca să vedeți mai bine. Toate catrița asta e cusută cu fir de aur. Fir de aur? Da. Asta fir de fire de aur. Uite, să vă arăt pentru ce erau astea. M-au întrebat copiii. Copii, astea de aici erau pentru coafor. A vrut niște bucle. A murit cineva. Și ce cu părul ăla? Sunt scame. Poate să moară cineva. Asta era pentru lână. Pentru păr de lână. Haideți să vedeți. Putea să moară ce? Aici când o să vă deschid acum, liniște. Aici bine o să vă deschid acum, era vechea intrare și tot pe aici ajungeți la pila Ginko Biloba, știți, v-am povestit eu. Uite, uite, uite acolo în spate. Ai, Luca, stelul l-am vizitat tot. Toată!
Acolo eram noi sus și agapete. Asta e copacul ăla mare. Și acolo am fost noi sus. Este copacul extrem de mare. Mergem un pic prin parcule. Haideți-o în clasa 3. Aici? Clasa 3 rămâne aici. Nu plec, nu plec. Aici mă acolo care zice că te simți bine dacă stai sub el. Adică cam aici. Verde, bun, nu știu ce. Ia-o iarbă. Chiar de lungă. Aici. Bine. Curat.